Sper că mi-am nimerit distanța focală dacă nu am pus-o. Panasonicul ăsta nu știe să facă focus deloc bine. Salut, prieteni, ce faceți? Eu sunt Dan de la geekchronicles.ro și am același tricou pe mine ca în clipul anterior, dar trecem peste acest aspect. Să spunem că n-ai văzut asta. În clipul de azi discutăm despre Eghere, ce face Eghereul și de ce nu este indicat să-l anulezi. Ce cu căștia acum o să mă înjure? Eghereul nu este neapărat o invenție nouă. Majoritatea mașinilor, dacă nu aproape toate mașinile ce circulă în momentul de față în România, au o formă de eghere, exceptând poate mașinile de colecție sau de epocă. Eghere este o abreviere și vine de la Exhaust Gas Recirculation, în traducere liberă ar însemna recirculația gazelor de la evacuare, plus minus. Sau recirculația gazelor evacuate, cred că așa e mai corect. Și practic aceasta ce face este o valvă controlată de ECU, adică de computerul mașinii, ce are uzual un traseu de recirculare prin care sunt direcționate gazele, ce sunt preluate imediat după ce au fost eliminate din motor, trecute în anumite situații printr-un răcitor și reintroduse în motor înainte de clapeta de accelerație. Această valvă ajută în primul rând la reducerea noxelor, ceea ce face practic și DPF-ul, clip aici despre DPF sau aici. Gazele de evacuare fiind inerte în mare parte, acestea ajută ca să ocupe spațiul din interiorul cilindrului, captând, între ghilimele, o parte din energia rezultată prin combustie, astfel se coboară punctul maxim din temperatură la care se poate ajunge în interiorul cilindrului. Făcând lucrul acesta, se reduc gazele de tip NOx, ce este un rezultat al combustiei. NOx-ul este un compus al gazelor de evacuare ce este extrem de toxic, atât pentru noi cât și pentru mediu, și scopul principal pentru care a fost inventat eghereul este să le reducă pe cât de mult posibil. Pe lângă asta, eghereul mai are două avantaje, să spunem așa, dar cumva mai mici în comparație cu primul lui avantaj, reducerea de NOx. Al doilea avantaj este că eghereul te mai ajută atunci când este motorul rece, saturații mici, ca să nu înneci motorul. Ideea este că când motorul este rece și, de exemplu, mergi prin oraș cu 50% accelerație, motorul, în teorie, s-ar înneca, pentru că vrea să mai tragă aer, dar nu poate să tragă prin deschizătura aia foarte mică. E bine, atunci circuitul eghere se deschide, lucru ce îmbunătățește consumul de combustibil și, totodată, performanța motorului tău, prevenind ca acesta să facă ca un disperat că n-are oxigen. N-am aer. Fiind clapeta de accelerație foarte puțin deschisă la turații mici, acolo apare și o rezistență și automat cu rezistența asta niște turbulențe, ce schimbă un pic dinamica internă a motorului, iar atunci computerul mașinii decide cât de mult să deschidă această supapă eghere, în așa fel încât să aducă ca un efect compensatoriu. Supapa eghere se deschide în diverse procente, în funcție de motor și de producător. De exemplu, în anumite situații, la o mașină diesel se poate deschide mai mult ca la o mașină pe benzină, sau la mașinile cu cilindreie mai mică, posibil să deschidă puțin mai mult. Mașinile cu cilindreie mai mică beneficiază mai mult, să spunem așa, de o valvă eghere comparativ cu un motor mai mare, să zic, un bloc mai mare. Bun! Și acum o să discutăm și de 3 mituri afiliate într-o oarecare măsură eghereului. Îți reduce consumul de combustibil anularea eghereului. Total neadevărat, după cum am discutat și mai devreme, nu îți reduce de consumul de combustibil, ba din contră, poate să ți-l crească. Având în interiorul camerei de ardere mai mult oxigen, automat dinamica motorului, cel puțin dacă nu-i faci un soft, o să se schimbe drastic. Clapeta de accelerație se va deschide mai mult, va permite să intre mai mult aer în interior și are mai mult oxigen, automat se va pompa mai mult combustibil și, uite așa, nu economisești combustibil. Valva e grea, supapa e grea, mi afectează performanța. Uneori poate fi adevărat. Ideea este că recirculând aceste gaze la vreo 200.000 de kilometri, uneori chiar și mai devreme la unele mașini, dacă nu s-au făcut servisurile regulate sau dacă nu s-a exploatat mașina corespunzător, adică drumuri lungi, indiferent că e benzină sau diesel, traseul ăsta de recirculare, recitorul și admisia se înfundă. Astfel ești nevoit cumva să le cureți. Dar pentru simplu fapt că ai eroare în bord afiliată eghereului, nu înseamnă neapărat că trebuie să-l anulezi. Nu văd logica asta, sincer, deloc. Anulând eghereul că îți dă eroare pentru că s-a defectat, e ca și cum ți-ai arunca mâna la gunoi pentru că ai o simplă întindere. Cam forțat analogia, dar înțelegeți unde mă duc cu logica. E normal și logic că o mașină implică anumite costuri pe care ți le asumi. Cel puțin asta ar fi modul responsabil de a naviga viața. La fel cum anularea DPF-ului automat nu te mai trece ITP-ul și te întoarce la standarde de Euro 2, la fel și anularea eghereului nu o să te mai treacă ITP-ul,
Și automat problema aia ta pe care ai avut-o cu el, chiar dacă o să dispare din bord pentru că l-ai anulat, ai posibilitatea să introduci și alte erori pe lângă și mașina în cele din urmă să fie nevoit să dai cu ea la remat. Blocurile mașinilor moderne fiind făcute din aluminiu, tu ne mai având EGR-ul respectiv, automat temperaturile din interior o să fie mult mai mari. Tot sistemul de răcire o să lucreze mai mult și automat restul componentelor ce țin de funcționarea motorului. Unele din ele care nu sunt făcute să lucreze foarte mult timp la temperaturi mai mari. Deci, cam la risc. Da, cam asta e clipul despre EGR. Dacă nu ești de acord cu ce am spus eu, lasă-mi, te rog, un comentariu mai jos și spune-mi de ce exact. Dacă tot ești acolo, lasă un like, abonează-te și dă un clip pe canal, că mai am făcut și alte clipuri, tot din sfera asta auto și nu numai. Și până la următorul clip, documentează-te mai bine înainte să faci o prostie. De este că, na, fiecare mașină are cât un element dintre ăsta, să spui, mai problematic. Dar dacă știi că o anumită mașină este predispusă la anumite probleme, de exemplu cu supapa asta EGR, orientează către alt model. Toate au EGR, toate la un moment dat se înfundă sub o formă sau alta, îl înlocuiești sau cureți traseul respectiv. Și eu mi-am curățat traseul la Toyota pentru că vibra motorul de luat o zraci. Dar e realitatea. Am asumat costul, care n-a fost chiar atât de mare, mi-a rezolvat problema.